La asta ajungem, la bani. Și de ce este important să vorbim despre privatizări? Poate deja unii s-au plictisit. Dacă nu avem privatizări de succes, nu avem bani pentru a plăti niște restanțe din trecut față de niște investitori. Ajungem la cazurile vechi de acum 22 de ani. Eram încă mică, atunci nu intrasem în presă, dar știm valurile de acum 22 de ani, protestele, investitorii la FNI ieșeau în stradă, camioanele cu dosare care ajungeau la Înalta Curte de Casație și Justiție. Au fost ultimele cifre, stați că le-am aici, ne-a spus 155.000 de persoane, dintre care 24.000 au decizie în instanță. Ce se întâmplă cu acești oameni care așteaptă bani? O parte, în jur de 430 de milioane au fost deja plătiți, dar mai sunt sume care, și aici vreau să punctez, este important, față de momentul plății au crescut cu peste 200%, pentru că se actualizează cu coeficientul inflației. S-au și actualizat cu coeficientul inflației. Cum facem bani ca să dăm bani? Care este ordinea celor care primesc bani? Odată, ca să revenim la sumă, pentru că s-a mărit suma cu 200%, într-adevăr, o parte din sumele s-au actualizat cu rata inflației și odată au fost și evaluări greșite ale sumelor respective. Okay. Pentru că au fost persoane care au investit, dau un exemplu, 100 de lei și când s-au dus în fața curții sau în fața tribunalului, s-a ajuns la 100 de 200. Acolo judecătorul este șeful suprem, dar la reevaluări a reieșit că sunt sume mai mici, dar tot trebuie plătite, nu? Dar asta a fost un aspect. Al doilea aspect este că statul român trebuie să achite aceste sume și cu toții știm, FNI-ul este o speță care n-ar trebui să se mai întâmple în România. În toată ecuația aceasta, ASU s-a trezit în brațe cu o decizie a guvernului prin 2013, când sumele investitorilor de la FNI au fost transferate de la CNVM la AS. Deci noi efectiv am preluat niște sume astfel încât să achităm investitorilor FNI. Sumele trebuiau să fie sau să provină din privatizările care urmau să se producă perioada respectivă. Recunosc că în momentul de față ASU este în imposibilitatea de a mai plăti aceste sume și am să fiu foarte explicit. Și au fost și niște popriri. Noi avem conturile poprite în momentul de față. Okay. Noi funcționăm ca o masă credală. Dumneavoastră aveți o datorie la AS, eu am o datorie la AS, domnul Popescu are o datorie la AS și tot așa. Se înscrie la masa credală. Primul care s-a înscris trebuie să beneficieze de bani, al doilea, al treilea. În momentul de față, noi trebuie să îndestulăm conform ordinii care este scrisă la noi la autoritate. În momentul de față îndestulăm creditorii noștri. După ce îndestulăm creditorii, ajungem și la investitorii FNI, care din păcate sunt pe poziția a treia în momentul de față. Și în funcție de sumele pe care le luăm din privatizare, reușim să ajungem și acolo. Noi am mai făcut însă un lucru de acord, în concordanță și după o discuție cu Ministerul de Finanțe și cu Ministerul de Externe și cu Ministerul de Justiție, pentru că există niște decizii ale instanțelor de judecată și ale Curții Europene ale Drepturilor Omului. Sunt niște decizii definitive și suntem nevoiți să dăm acești bani. Am constituit un grup de lucru între aceste entități să găsim o modalitate de a face rost de bani. Pentru că ASU în momentul de față se află în indisponibilitatea de a mai face plăți voluntare. S-a oprit în 2013. Da. Acesta. S-a oprit. N-au mai fost bani. În 2008. S-au oprit aceste plăți și atunci am inițiat un proiect de lege prin care să beneficiem de o anumită sumă de la bugetul de stat specială pentru investitorii FNI. Era varianta ideală, nu se mai plăteau dobânzi, inflație. Așa este. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și să ducem la îndeplinire decizia respectivă. Una peste alta, recunosc că nu este o poziție
ușoară să ai datorii pe care statul român este obligat să le plătească și mai ales că există decizii ale instanțelor. Nu este un lucru plăcut. De aceea căutăm orice soluție, lucrăm aproape cu entitățile statului, suntem obligați să facem aceste plăți. Aveți un șir extrem de lung de propuneri de redresare a situației, propuneri de modificare legislativă. Multe s-au discutat, unele era anul trecut, prin august, nici măcar în guvern nu a ajuns discuția, a rămas cumva în aer. Pe când estimăm că putem să le spunem oamenilor, vedeți că săptămâna viitoare vor intra acești bani în cont? Sau ca să spun o zi, e complicat. Avem un orizont previzibil. Pot să vă spun că în momentul de față, proiectul de lege inițiat de autoritate a ajuns la guvern. Guvernul a trecut pe lista de abilitate, pe lista de abilitare, a legii de abilitare a guvernului de a emite ordonanțe și să vedem perioada următoare ce se poate întâmpla și ce decizii se iau. Deci n-aș avansa perioade de timp pentru că nu depinde de mine. Deci perioada următoare nu știți cam cât ar putea să dureze o lună, un an, să mai trecem și de bugetul ăsta cred și mai vedem. Să așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu bugetul. Haideți să vedem ce se întâmplă în momentul de față. Sunt ajutoare de stat, sunt ajutoare pe gaz, sunt ajutoare pe curent electric, sunt ajutoare la prețul benzinei. 17 miliarde. Adică iară trebuie să vedem creștere, și cât este de împovărat bugetul în momentul de față și ce posibilități sunt. Trebuie să fim corecți și să vedem că în momentul de față actualul guvern face eforturi pentru a plăti aceste diferențe de preț la gaz, la curent electric. Sunt acele vouchere de ajutor pentru persoanele cu anumite venituri, cu venitul minim garantat. Mai este compensarea aceea pe combustibil de 0,5 bani pe litru. Deci sunt foarte multe lucruri care au încărcat bugetul. Să nu uitați că deciziile acestea s-au luat într-un buget, într-un an în care n-au fost prinse în buget. Ele au venit ulterior pentru că creșterile respective au apărut după ce s-a votat bugetul pe anul 2023. Deci au încărcat extrem de mult bugetul. Și de aceea n-aș avansa anumite perioade de timp. Aș vrea să cred că vom găsi soluția și ușor, ușor să deblocăm această problemă. E o problemă. Da, e o problemă. Recunosc, și e o problemă. Sunt niște oameni care își așteaptă niște bani, cât sunt. Da. La un moment dat sper să le dăm vestea bună că am rezolvat-o și pe asta. Pentru că la mine vin persoane care au fost investitori în respectiva speță și nu e ușor să le explici situația actuală, pentru că oamenii au fost, știți bine ce s-a întâmplat la vremea respectivă, adică n-are rost să intrăm în... Deci sunt probleme.